Invitată de la târg, știți care este? Polonia este, da. Noi avem aici un băiețel, pe Stani, care vorbește română impecabil și ne onorează limba și este unul dintre elevii mei la limba română. El va fi regele Mateiaș. Și ne-am gândit în felul următor, reiau. Fiind țară invitată Polonia, am întrebat ce cărți de copii sunt traduse în limba română de autori polonezi și ne-au fost indicate două cărți minunate, cine le are să le ridice, care l-au ca protagonist pe un rege polonez, Mateiaș. Sunt volumele 1 și 2. Noi am dramatizat primul volum în ideea de a populariza literatura poloneză în limba română în cadrul târgului în care, vă spuneam, țară invitată este Polonia. Și atunci, ceea ce veți urmări pentru jumătate de oră este dramatizarea primului volum, făcută de elevii pe care îi vedeți aici. Vi prezint de la început, Daria e naratoarea, Milana, Ilinca, Ovi și Chris sunt copiii, Ovi va fi și un tătic, Milana va fi și o prezentatoare. Aici avem trei miniștri răi, pe Maxim, pe Maria și pe Cezara, pe Mateiaș îl vedeți acolo, este regele. Și mai avem un rege căruia i-a căzut coroana de tristețe, pe Oliver. Așadar, să începem piesa, îi dau microfonul Dariei. Vă rog să le scuzați emoțiile inerente. Sperăm că o să ne descurcăm cu ajutorul vostru. Să vă povestesc cum a fost. Doctorul a spus că, dacă regele nu se îndrăvenește în 3 zile, va fi cum nu se poate mai rău. Chiar așa a spus. Regele e grav bolnav și, dacă nu se îndrăvenește în 3 zile, e de rău. Miniștrii au răspuns. Trebuie să ne sfătuim ce să facem. Regele e bolnav și nu poate conduce. Dar ce o să ne facem dacă regele moare? Strânsele la sfat după moartea regelui. Legea ne învață că după moartea regelui la tron îi urmează fiul cel mare, doar de aceea e numit moștenitorul tronului. Dar regele nu are decât un singur copil, iar Mateiaș nici nu știe să scrie încă. Cum poate el să fie rege? Într-adevăr, e tare greu. Dar bine, domnilor, nu s-a mai văzut ca regele să nu știe nici să socotească, să nu cunoască geografia sau gramatica. Așa cred și eu. Cum va putea socoti? Cum va putea porunci ceva să tipărim dacă nu știe tabla mulțimii? Domnule, cel mai rău e că nimeni nu o să se teamă de un rege atât de mic. Cum se va descurca el cu soldații, cu generalii? Eu cred că nimeni nu o să se teamă de un rege atât de mic. N-avem de unde să știm ce o să se întâmple. N-avem de unde să știm ce o să se întâmple. Eu știu una și bună. Legea spune că după ce regele moare,
intervenție ministrului justiției, Mateiaș deveni rege. Regele a murit! Trăiască regele! Mateiaș era tare greu să stea singur cuc în camera lui. Abătut și cufundat în gânduri negre, se uită prin grilajul de fier al grădinii regale, la copiii slujitorilor din palat și la jocurile lor vesele. Se jucau de-a soldații. În fruntea lor era unul teribil de vesel. Se numea Felec. Așa îi ziceau cu toții. Tare ar fi vrut Mateiaș să se joace cu ei, dar unui rege nu este permis acest lucru. Mateiaș se trezea la ora 7 dimineața, se spăla și se îmbrăca singur. Tot singur își curăța pantofii și își făcea patul. Apoi înghițea o lingură de untură de pește, după care lua micul dejun într-o cameră cu totul neîncălzită. Toate acestea erau așa de pe vremea bunicului său. Pe urmă, Mateiaș intra în sala tronului, se așeza pe tron clănțănind din dinți de frig, iar miniștrii se apuca să-i povestească ce se mai întâmplă prin țară. Și se întâmplau numai lucruri rele. Apoi se apuca de lecții. Învăța bine, fiindcă știa că e greu să fii rege dacă nu ai carte. Trebuia să învețe și franțuzește și alte limbi, ca să poată sta de vorbă cu alți regi când va merge la ei în vizită. Toate astea îl oboseau și se întreba dacă nu s-ar fi putut ca un tată să îi lase fiului mintrea strea de moștenire atunci când moare. La această întrebare nu a găsit răspunsul niciodată. Dar cel mai greu se străduia să învețe să scrie, pentru că voia neapărat să-i trimită lui Felec, băiatul cel vesel din curtea palatului, un bilețel. În sfârșit a reușit să scrie. Dragă Felec, de mult am văzut ce frumos vă jucați voi, copii, în curte. Tare mult mi-aș dori să mă joc și eu cu voi, dar sunt rege și nu pot. Mie îmi place mult de tine. Scriem și tu, că-ți vreau să facem cunoștință. Și așa s-au împrietenit cei doi băieți. De la Felec, Mateiaș a aflat că țara e în război cu trei regi vecini. Miniștrii nu-i spuseseră nimic, considerându-l mucos. Tot de la Felec, Mateiaș a primit următoarea scrisoare. Plec pe front. Tata s-a îmbătat așa cum a promis, dar, în loc să se culce, a început să se pregătească de drum. Nu și-a găsit gamela, cuțitul și cartușiera. A crezut că i le-am luat eu și m-a snopit în bătaie. Fug de acasă, azi sau mâine noapte. Am trecut pe la gară, soldații mi-au promis că mă iau cu ei. Dacă maestatea voastră vrea să-mi dea de o însărcinare, aștept vești la ora 7. Mi-ar prinde bine la drum un cârnat, îl prefer uscat, o sticlă de rachiu și nițel tutun. Primind scrisoarea, prin Mateiaș se urcă sângele la cap. Se gândea, cum vine asta? Nu i-am să apăr poporul, ci poporul pe mine? Cum stăm atunci cu onoarea regelui? Așadar, numai de asta sunt eu rege ca să înveți gramatică? Ei, nu! Dacă asta fiind cu fie ministrii, atunci nu-l cunosc pe Mateiaș. Și el, care nu ieșise niciodată din palat, hotărâ să fugă împreună cu Felec, cu trenul, cu metro. La noapte, la gară! Stă în gară locomotiva mare și grea și roind de sudoare și de unsoare. Stă și pufăie, geme și suflă. Jarul fierbinte în burtă îi se umflă. Buf, ce căldură! Puf, ce căldură! Deodată, un fluier! Deodată, un șuier!
aburii, buf, roțile, uf. Întâi, încet, cu mers de melc, pornește. Apoi, pe șine, greoi. Se mișcă mașina, se zbuciumă toată. Învârte a nevoie roată cu roată. Și în goană zorește cu suflu fierbinte. Și duduie, bubuie, dar merge înainte. Încotro, încotro, încotro se îndreaptă. Pe cale, pe cale, pe calea ferată. Gonește pe rute cu grijă fixate. Să ajungă în gări la ore exacte. Hurducă e ritmic și bate așa. Taca, 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 taca. Urcați în tren, Matea și Felec pleacă la război. Dar despre ce au făcut cei doi prieteni pe front, veți afla singuri, citind cartea. Acum vă voi povesti, dragi copii, ce s-a întâmplat când Matea s-a întors victorios, după câteva luni. Când a revenit pe tron, el presimțea că, după victoria obținută în război, avea să înceapă o altă luptă, și mai înverșunată, cu miniștrii săi. De aceea, la sosirea acestora în sala tronului, Mateaș rosti tare și răspicat. De astăzi mă numesc regele Mateaș Reformatorul. Încep cu o reformă. Mâine fiecare copil va primi o ciocolată la școală. Copii, cine vrea ciocolată? Voi, care vreți ciocolată? Vreți ciocolată? Hai, ciocolată! După ce primiră ciocolată la școală, copiii începură să învețe mai bine, ceea ce îi bucură tare mult pe părinți. Mateaș deveni iubit și de copii și de părinți. Dar ca să fie un adevărat reformator, Mateaș a trebuit să călătorească, ca să afle cum conduc alții. De asemenea, avea nevoie și de bani, ca să-și pună în aplicare reformele. Astfel, i-a vizitat pe cei trei regi cu care se luptase. Ultimul dintre ei l-a condus la tezaurul lui. Era atâta or acolo, atâta argint și pietre scumpe, că Mateaș fu aproape orbit. Maestate, sunteți grași de nevăcat. O, nu! Dacă ați vrea să par toate astea, cetățenilor săi mele, ajunge doar un bănuț de fiecare. Și spuse vorbele acestea cu atâta blândețe, încât lui Mateaș mai că îi se muie inima. Regele acesta era cel mai tânăr dintre toți, dar părea cam trist din fire. Regele cânta la vioară, dar cu atâta jale, că ți se rupea inima, nu alta. De ce cântăresc tata voastră melodii atât de triste? Fiindcă viața nu-i loc veselă, băi, și poate cea mai tristă e cea unui rege. Este rege, nu, nu doar ca să pot scoană, ci ca să aduci fericire poporului să-i tale. Iar asta se poate face numai în reformă. Oho, asta e interesant. Reformele sunt cel mai greu lucru. Da, cel mai greu.
Mateaș rămase pe gânduri până târziu noapte. Se întorcea pe toate părțile, iar în ureche îi răsuna cântecul trist al viorii. Sunt rege reformator, deci trebuie să fac legi bune și înțelepte. Revenit în țară, Mateaș, învățat de regele cel trist, hotărâ să facă 3 reforme. Să se construiască în toate pădurile, în munți și la mare, cât mai multe case, pentru ca toți copiii sărați să-și poată petrece vara la țară. În toate școlile să se instaleze caruseluri cu muzică. Să se înființeze o mare grădină zoologică în capitală, cu animale sălbatice în puști, lei, urși, elefanți, maimuțe, șerpi și păsări. Copii, ce dorință vreți ca Mateaș, ca reformator, să vă împlinească? Niciunul nu vrea nicio reformă? $1000! Lamborghini! 5 lei pe zi! Mai rar trebuie să le notez și eu! Dreptul la copii! We have rights. Nu mai vreți să spuneți nimica? Ciocolat! Bani! Dar ce s-o mai fi întâmplat cu prietenul lui Mateaș, Felec, pentru că regele nu și-a uitat prietenul care nu fusese în vizită cu el la cei 3 regi? Mateaș a decis. Pe Felec, prietenul meu, îl fac favorit regal! Miniștrii se împotriviră la început, apoi se supuseră. Erau surprinși de schimbarea copilului, care, în aceste câteva luni, devenise sigur pe el și se maturizase. A doua zi, după numirea ca favorit regal, Mateaș se întâlni cu Felec, care îi povesti că tatăl său, la auzul veștii, l-a bătut măr și că i-a spus: regele n-are decât să-ți facă favorul, dar legea mea de tată îmi dă dreptul să-ți măsori spinarea. Derbedeule, vei fi fiindul al regelui la palat, dar acasă mâna mea de tată îmi dă dreptul. E mai mare decât voința regelui. Mateaș începu cu această ocazie să învețe că trebuie să fie prudent. Învăță, printre altele, că cei mari fac lucruri care pe copii rănesc. Ca să înțelegeți de ce autorul știa atât de multe despre suferințele copiilor, trebuie să știți că Ianuș Korczak a fost scriitor și medic polonez. Timp de 30 de ani a condus orfelinatul pentru copii evrei din Varșovia. Korczak a publicat cărți despre educație, fiind un precursor al drepturilor copiilor și un apărător al egalității între copii. În calitate de director al orfelinatului, Ianuș Korczak a inițiat un ziar și un tribunal al copiilor, în care ei înșiși să-și rezolve problemele. Li se permitea, de asemenea, să depună plângeri și la adresa profesorilor. Una din cărțile lui a inspirat crearea Drepturile copilului. Știți ce drepturi au copiii? Ce drepturi credeți că au copiii? Da? Să se joace! Foarte bine! Alte drepturi care le aveți voi? Dreptul la identitate. Bravo! Să înveți! Poftim? Să înveți! Foarte bine! Să înveți! În materialele pe care le-ați primit, veți găsi drepturile pe care orice copil din sale le are, precum dreptul la educație, la sănătate, la protejarea împotriva exploatării și la îngrijire. Drepturile copilului au fost reglementate de Convenția asupra drepturilor copilului abia în 1989, deci acum 25 de ani. Noi, fiind norocoși față de copiii de dinaintea noastră, care nu aveau lege să-i protejeze, credeți că drepturile copilului au și obligații? Da. Nu. Da. Așadar, să reținem, legea reglementează doar drepturile copilului, nu și obligațiile acestora. Restul aventurilor le veți afla citind cartea. O să aflați despre Republica Copiilor, despre călătoriile lui Mateaș în Africa, despre exilul său și despre traiul pe o insulă pustie. Am uitat să vă spun, nu este o singură carte despre Mateaș, ci două. Mulțumim frumos! Mai stați un pic. Am dat niște materiale, poate unii dintre voi le aveți,
care au pe spate drepturile copilului, da? Drepturile copilului, poate o să le citiți și poate o să răspundeți mai cu sârg data viitoare. În primul rând trebuie să le cunoașteți. Aș vrea să vă întreb dacă știți ce zi e azi. Ar trebui să știți ce zi e azi. Și ce știți? E ziua ta? Ești născut azi? Da. Să trăiești. Să-i mai dăm un punct de pompoane și să-i spunem la mulți ani. O să vorbesc cu asta. Întrebarea mea este, de ce credeți că s-a stabilit 1 iunie ziua copilului? Credeți că a fost întotdeauna, cam de când o fia, ce semnificație are? Aveți vreo idee? Ia zi. Cred că un rege a decis să fie. Un rege. Și regii știi când au trăit? Mai trăiești și azi câțiva, dar în general când conduceau. Îți închipuiești că a fost acum mult timp, a fost în secolul 20, 21... 20. În secolul 20. Da. Ce înseamnă secolul 20? Știi? Nu știu. Acum 100 de ani. Dar ai dreptate. Nu știi, dar ai dreptate. 1 iunie s-a servat prima dată în România în 1950. Câți ani sunt de atunci? 64. 64. Mi se par mulți ani, puțin bunii și voștri au 64 de ani? Da. Deci cam de când erau dumnealor pitici? Cam de atunci se servează 1 iunie și de unde credeți că a venit directiva asta ca România să serveze 1 iunie? Ce țară eu fi? Geneva, așa am crezut și eu, dar nu e așa. Nu e Elveția, nu. Știți cine? Rusia. În 1950, Rusia a propus și a și dispus ca România să aibă această zi de care ne bucurăm și noi azi, deci iată că sunt și lucruri pozitive. Credeți că toate țările sau în toată lumea ziua de azi este ziua copiilor? Nu. Nu, fiecare țară decide, noi după mama Rusia am decis și am păstrat 1 iunie, fiecare țară decide de ani de zile, dar nu foarte mulți, câteva zeci. Să știți că noi am fost, am servat ziua copilului înainte de multe țări chiar din Europa. Și ce trebuie să rețineți, v-a spus Milana, că doar din 1989 avem drepturile copilului. Până atunci, copiii, sigur, nu erau, mai erau bătuți, chiar destul de mulți. Nu erau considerați neapărat ca nefiind copii, dar n-aveau niște legi care să-i protejeze față de adulții abuzivi. Pentru că nu sunt toți privilegiați ca voi să aibă părinți buni. Mulți copii au părinți care îi abuzează în felul de chipuri. Și nu doar părinți, ci și alți adulți. Și atunci, legile alea pe care le aveți pe a patra pagină a materialului pe care l-ați primit, e bine să le cunoașteți și să le reclamați. Adică dacă vă este încălcat un drept, să cereți să vă fie respectat acel drept. Noi mulțumim că ați venit și ne-ați văzut și să reținem. Domnul care a scris cărțile și care nu mai este printre noi este un polonez, medic, Janusz Korczak, care 30 de ani a condus un orfelinat de evrei în Varșovia și care, prin ideile lui, a generat drepturile pe care le au copiii astăzi. A durat mult, câteva zeci de ani, până drepturile copilului s-au concretizat în niște legi, dar iată că eu nu mai sunt copil, voi le aveți. Așadar, Janusz Korczak a scris mai multe cărți, dar noi în română le avem doar pe acestea două, pe care vi le recomand cu multă, multă căldură. Noi am sperat ca în felul acesta să ajungă la voi și, desigur, cei care studiază la școala americană română să aibă așa un elan mai mare de a studia, aplicând cunoștințele lor pe cărți. Deci, 1 iunie, ziua copiilor și drepturile copiilor. Janusz Korczak, scriitor polonez, a fost ceea ce noi am vrut să vă spunem despre toate astea, am vrut noi să vă spunem azi. Cu bine! Mulțumesc!